Ardea, care trece prin B și cu partea asta de sus, da, înseamnă că de la B, inclusiv cu B începe, închis, că B era pe dreapta asta. Da, 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 da. Deci începem egal cu B, e. B e. B e și e deschis. B e și e deschis pentru că nu mai închid. E semidreapta, B e. Și dacă aveam acolo T să intersecta cu AB, nu, la cerință AB, virgulă F, era B. Dacă B, ar fi fost B, B, F. Semidreapta T S. Intersectată cu AB, virgulă F. Așa. Era dreapta BF, nu? B. F. Tot atât și B e, tot același. Același lucru ai fost B e. Ori ți-am B, F, ori B e, este același lucru. De ce este același lucru? Avem chestii pe aceeași... Asta, mă, că sunt pe dreapta, sunt pe linia. Puteam să zic că aveam un punct L aici și ziceam B, L. Nu are importanță. Important este că ne situăm în zona aceea. Ai să te gătă. Daria. Deci aici a fost vorba de TS. Dacă mi-a zis dreapta TS, nu m-am gândit numai de la T la S. Da? Deci nu m-am gândit de la T la S, ci vorba de toată dreapta. Deci toată dreapta asta, intersectat cu semiplanul de deasupra, adică începând de pe B, face dreapta, semidreapta, B, F, sau B, E, sau B, L, n-are importanță, unul din punctele acelea. Unul din punctele. Știți ce era la punctul de domn profesor? Cu semiplanul? Frontiera. Frontiera era. Deci, înainte. Care era peste. Semiplanul. Era paranteză rotundă AD virgulă E. Semiplanul AD și punctul E, dreapta AD indică frontieră. Frontieră? Frontiera ar fi trebuit numai dreapta. Ce păi mai dreapta AD. A dreapta AD indică frontieră. AD indică frontieră. Da. Da, poate să fie gândită și așa. Ca o graniță. Graniță. O graniță, pe de ce zici frontieră? Frontieră. Da, ca limbaj. Ca limbaj. Graniță. Da, da, da. Granița da, dintr-un semiplan și celălalt. Da, da, trecere de colo. Frontieră. Da. Bun, am mai învățat ceva, domn profesor. Spun asta, fiecare autor acolo adoptă exact un limbaj propriu acolo. Exact, exact. Da. Trecere de colo-colo. Corect. Da. Frontieră. Bun. Trei. Gata, s-a terminat cu 2. Așa, și să răspunzi bine, da, foarte bine. V-am verificat cu spatele. Da? Acum am verificat bun, de totul. Mă bucur, stați o secundă. Eu nu m-am ferit să vă spun că aici suntem de vorba. Sigur că da. Și cu cât suntem mai cinstiți și mai corecți și facem echipă, înseamnă că eventual de erori care pot să apară, fie în exprimare, fie în... Exact, dar după de greșeli am găsit în carte. Deci vorbim un limbaj comun. Sigur că da. O face pe profesorul așa, de sus, așa, este o greșeală. Sigur, nu mai cum spun eu, e corect sau cum. Și frontiere era un fel de mic, exact. Cum zici, era o în viața mea de frontiere. Hai să spun, apropo de asta. Știi că la noțiunea de funcție zic acolo rețetă. Da, corect. Da? Da. Este rețetă. Este limbajul dumneavoastră. Este limbajul meu. Da. Și ăsta, de frontieră. Asta am vrut să spun. Fiecare și-a adoptat acel... A, rețeta. Da. Rețeta, da. Este la noțiunea de funcție, avem noi o chestie acolo și eu folosesc un limbaj un pic care mi este propriu. Chiar sunt remarcat, așa că zic, rețeta după care facem asta. Da. Regula, adică după care, pe care o folosim. După cum să zice rețeta. Da. Deci trei. Trei de la pagina 157. Trei de la testul ăsta 1. Da, da. Desenați un segment AB, astfel încât AB egal cu 6 cm. Segment. AB. Demonstrați că A, M egal cu 3 cm. A, M egal cu 3 cm. Demonstrați. Demonstrați. Da. B. Într-un semiplan determinat de dreapta AB, deci, luați un punct C, astfel încât acesta fie 2 cm.
Ce aparține? Deci într-unul din cele două semiplane. Într-un semiplan, da. Într-unul din cele două. Să luăm un deci dreapta AB e frontieră. Frontieră, da, da, da. Și să luăm un punct ce astfel încât AC să fie 2 cm. Deci A C să fie egal cu 2 cm. Și construiți simetricul lui C față de mijlocul segmentului AB. Atunci simetricul lui C față de mijlocul segmentului AB. Lui C față de mijlocul segmentului AB. Asta vrem să facem. Mijlocul segmentului AB. Asta nu? Zice așa, o să mai citim o dată când ajungem. Lui, mijlocul lui A? Mijlocul segmentului AB. A, segment. Da. Segment A. Ca să-i obișnim cu notarea. Da, 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 da. Sus, da. Și vreau să fii atentă. Deci atentă la notare, la tot. Ai un moment de supărare. Da, știi ce? Hai să ne supărăm așa pe rând. Toți. Odată tu, odată eu. Odată David, deja ce am. Ce am zis de asta? Cristina mea plecă. Eu îi zic ei, iar zice ei. Da, da. Hai să ne vedem, când am avut un moment de asta cu Dan Mario la început. Eu l-am amândoi supărați. Nici 5 minute mi-au trebuit. Și de-ați băi, stai alea, dar ce facem aici? Eu vreau să spun așa, că insistăm atâta pe pronunția asta, segment, semidreaptă, semiplan. Pentru că voi sunteți la început și dacă nu faceți deosebirea între segment, semidreaptă, semisegment, semiplan, nu o să știți nimic, simetricul unui punct față de un alt punct. Mai târziu când aveam probleme, când aveam așa ceva, ne vine foarte greu, nu mi-am amintit. Deci ce vreți să facem? Hai să vedem aici. Avem un segment. Un segment AB de 6 cm. Gata, am desenat de AB de 6 cm. Și zice problema că M este mijlocul segmentului AB. M va fi 3, deoarece 6 împărțit la 2, 3. Îl punem pe M la mijloc. A, M e la mijloc. Trebuie să-și scrii. Păi noi știm. Și cum AB e de 6, înseamnă că AM trebuie să demonstrăm. Deci, spunem așa. Să calculăm pe AM. AB, AB, egal cu segmentul AB. De aceea eu sunt un pic deranjat, pentru că încă n-am descoperit limbajul autorului. În anumite cărți, când am zis segmentul AB și am spus așa, da. El, despre el, vorbesc de mulțimea punctelor de la A la B. Când zic, când e vorba de dreapta AB, așa scriem, iar dacă facem referire la lungimea segmentului, tot AB, zicem, așa AB egal cu 3 cm. Da. Sau 6 cm. Să se înțelege că nu la dreapta în față, că de la lungimea segmentului. Pentru că vorbește de segment și îl pune întâi în paranteze pătrate, după aceea zice astfel încât AB și îl notează cum a tot dat așa, la 2, adică la 6 cm. Bun, atunci am sincronizat. Da. Bun. Deci segmentul AB, dar nu-i bine spus AB egal 6 cm aici. Nu, acolo fără segment, dar ai uitat, dumneavoastră ați pornit cu desenați. Un segment AB. Segmentul AB. Și acum puneți virgulă AB 6 cm. Unde AB 6 cm? Așa. Și acum e corect. Ca să ne clarificăm că altfel sunt confuzii, știți? Tocmai vorbeam de claritatea. Ați înțeles? Da. Deci când facem referire la segment, îl punem întrebare. Barele închise, dacă luăm și capetele segmentului. Dacă luăm numai interiorul, atunci spune segment deschis, adică fără capete. Dacă facem referire la lungime, atunci scriem fără bare, fără nimic. AB egal 6 cm. Păi, AB putem să scriem ca AM plus MB. AB egal cu știm că e de 6 cm, da? Știm asta. M e mijloc. Și dacă M e mijloc, înseamnă că AM AM plus AM, așa, e congruent. Nu, dacă așa, am pune segment. De segmentul AM e congruent cu segmentul M B. În limbaj, congruența asta este echivalentă cu a spune că lungimea lui AM egală cu lungimea lui M B. Deci, faptul că sunt segmentele congruente înseamnă că, de fapt, au aceeași lungime. AM egal cu MB. Și cum dedesubt am avut că tot AB
egal cu 6 cm. Rezultă. Din cele două rezultă AM egal cu MB egal cu MB și egal cu 3 cm. Bun. Asta înseamnă că am demonstrat că e mijloc, da? Și acum pe. Am demonstrat că e mijloc. La B să vă citesc și vreau să înțelegeți, dar atenție. Deci, într-un semiplan determinat de dreapta AB, luați un punct C. Ei, stop aici. Într-un semiplan determinat de dreapta AB. Iau să ștergă aici, da? Da. E foarte important, acum cu simetrie, cu asta. Ce trebuie să înțeleg, mama? Că într-un semiplan determinat de dreapta AB, adică trebuie să duc dreapta AB, așa. Adică toată dreapta AB. Deci nu mai din dreapta AB ca la semne, ci acum. Toată dreapta AB, prin două puncte trece o dreaptă și mai una. E vorba de dreapta asta care trece pe aici, se tot duce până la infinit. Bun. Da? Și într-o parte și altă nemărginită. Luați un punct C. Stop. Ia dreapta asta împarte planul, mulțimea punctelor planului, tabla. În două? Da, nu numai tabla. În două semiplane. Două semiplane. Da? Cine împarte în două semiplane? Un punct împarte dreapta. Iar dreapta împarte planul în două semiplane. Un semiplan în partea aceea și partea asta. Într-unul din semiplane, într-unul din semiplane care dorim noi. Nu ne spune care. E un punct ce? Aici. Astfel încât acest fi 2 cm. Ce să fie de 2 cm? Dacă asta am zis-o de 6, ce o iau și aici, și aici, și aici? Practic pe ce pot să-l iau ca și cum ar duce un cerc cu rază de cât? Cu rază de 2 cm. Nu am cum să-l localizez perfect, ci îl iau unde vreau eu, în zona asta, să nu mă duc în partea deasupra. Ca am hotărât eu aici ca să-l iau. Și îl iau, uitați-l. A ce? Acolo. Ce? A ce de 2 cm. 2 cm. Și construiți simetricul lui C față de mijlocul segmentului AB. Simetricul lui C? De față de cine? Mijlocul segmentului AB. Pe mijlocul M. Față de M. Față de M. Aici e problema. Unde să duc? Pe ce? Simetricul lui C față de M. Simetricul lui C față de M. Simetricul lui C față de M. Da. Simetricul lui C față de M. Hai să ne amintim. Cine de M ar trebui să fie mijlocul? Asta e. Segmentului? Nu, segmentului C. C? C. C. Și literul vrem noi. C, D. Ce de? De cine unde să acolo? Unde să fie de-ul? Păi ce-ul poate să fie... Nu ce-ul e. Ce-ul știu, e fixat. M-ul e fixat. Păi dreapta C va trece prin M și segmentul dintre C, M, îl mai copiem încă o dată și punem în P. Sigur. Sau D. Deci cu alte cuvinte, deci, merg de la C până la M, continui mersul, până când ajung într-un... Cu semente egal cu CM. C, M să fie cât M, P, nu? Ăsta este simetricul lui C față de M. Simetricul lui C față de M. Simetricul lui C, deci am plecat din C față de M. Deci nu e mijloc. Spune simetricul lui C, nu, simetricul lui B față de C. B. Față de C. B. B față de C. Păi ce o să fie mijlocul lui B? B. D. A, așa. Deci plec de unde, Daria? De la B. De la B. Plec din B. Zici. Mă duc prin C. Hai, și continui într-un segment. Care să fie tocmai punctul pe care îl vizez. Este punctul, hai să zicem noi, D, patrazi, nu? Asta. Care este, să zicem, simetricul lui D față de A? Simetricul lui D față de A. Simetricul lui D față de A. Adică simetricul lui D față de A. Adică A va fi mai mijloc și dreapta de la D până la A. O mai dublăm încă o dată și va fi punctul J sau D. Deci simetricul lui D față de A. L-am plecat din D. Da. Și mai fac încă. Și mă duc
punctul S. A o să mișcă, da? Vreau simetricul lui S față de C. Daria? Da. Eu știu că tu știi. Ia, Daria. Simetricul lui S față de C. Păi ce o să primiști propoziția? Ce o să primiști? Așa, de la să plec, plec, trec prin C și mă tot duc până găsesc un segment de lungime asta, L. Și cum mai trec încă o chestie și anume, vreau simetricul lui M față de P. Păi... M față de P. Păi simetricul lui M față de P este ce? Simetricul lui M față de P. Cine e mijlocul? M. M. M față de P. Față de P. P e mijlocul. P e mijlocul. Și mai trebuie să cel mai simplu. Așa, lui M față de. Deci față de rămâne mijloc. Exact. M față de P. M față de P. Plec din M. Față de P. Așa, și ăsta e. Da. P rămâne mijloc. Deci, iată, să notăm cu R. Sau R. Și Davide, fiindcă aici ai bâlbuit mai devreme, care este simetricul lui B față de R? B față de R, R va fi mijlocul. Așa! Și mai facem un segment. Unim copiem segmentul B, R. Și continuăm pe dreapta asta. Așa, R să fie mijloc, da? R să fie mijloc, să anume S. Da. Am mai pus să. Am mai nu mai contează, pune exact. Ne-am jucat aici că cu simetricul ăsta nu se poate să nu avem. Problema 4. Dai. Cred că ați înțeles. Problema 4, ca să terminăm un test măcar două profesor. Da. Știi, da. Eu vreau să plec. Păi. Lasă-o să dacă 5 minute. Da? Și 14. Bun, zic asta. Trângeți Crisul și trebuie să-l luați și Davide și Acarilul, da? Găsim o corespondență. Da. Trece într-o țară, în alta, nu? Da. 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 Se mișca așa. Da. Ca să mă zic eu riz, dacă vă așa. Problema 4 a testului. Adică ultima? Da. În ipoteză, pe o dreaptă, ți se ascunde A, B, C și D în această ordine. A, B, C. Hai să vedeți. Să subînțelege că scolia. A, B, C și D. Uite. În această ordine. Astfel încât AB e egal cu 4 cm. AB egal cu 4 cm. CD egal cu 4 cm. În concluzie, arătați că segmentul BC și segmentul AD au același mijloc. BC și AD, segment, au același mijloc. Da? Da. Au același mijloc. Același mijloc. Mijloc. Păi... Hai să luăm pentru etapă, bine? Voi facem un segment de 8 cm. AB... Deoarece știm că AB și CD sunt coliniare, atunci AB este 4 cm. Deci tu spui să luăm de la A până la D, în final, nu? Așa zici tu? Nu, pentru că între B și C se va găsi un spațiu. Are nu știu cât este. Deci, numai de la A la B, hai să spunem 4. Aici undeva este C, un spațiu lăsat liber. Și CD, tot de 4, da? Bun. Să sunăm spre doamna Copare în 5 minute, cu doar mai da. Bun. Deci, am văzut aici unul de 4, cealaltă e de 4. Și trebuie să găsim, în concluzie, să arătăm că cele două ori deci au aceeași. Știm că... să aflăm pe BC.
Mașina cred că tot aici în spate. Acolo, la parcul ăla. Acolo le-am lăsat. Știți că nu deranjăm pe nimeni acum. Da, da. Hai, hai, să vedem, pe și... Păi, știm că AB este 4 cm și CD este 4 cm. Nu știm cât este BC. Da, AB e egal cu CD. Da, da, nu știm care este BC-ul. Nu știu, nici nu mi interesează. Ah, ba da. Ba, le interesează. Oh. BC și AD au același mijloc. Zi, Daria. De la A la D avem cele două care o să fie cum ar fi da, acum știu, zic, de la 5-6 A, B și C, D și mai avem în mijloc mijlocul acela. Hai să vedem domnul profesor cum vă explică că exact mijlocul ăla nu știm, da, cum dar explic? Până la urmă segmentul acela mic are un mijloc, da? Da. Și dacă eu adun cele două, adică 8 și mai adun cu încă 3, de exemplu, o să fie același mijloc. Deci noi știm că AB e egal cu CD, domn profesor, facem așa. O culoare, da, domn da, profesor. Da, 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 da. Uitați copii, AB e egal cu CD, ia uitați-vă. AB și CD? Sunt egale. Spune-mi să usuci. Exact. Și dacă segmentul BC îl împărțim în două, îi facem, îi găsim un mijloc. M. BC, hai să luăm bază de culoare. Îl împărțim în două. Și îi facem mijlocul M, domn profesor. Da. M. M. A, M egal cu M, D, copii? A, M da. Egal cu M, D. Da. Da. Egal? Este egal. De ce? Deoarece A, M da. Reprezintă A, B cu da. Încă jumătatea cu B, M, cu B, M, tu ești pe figură. Da. Cu B, M. Cu B, M. Și M, D? M, D egal cu M, C. M, C, da. M, C plus M, D. Plus M, C, plus C, D. A, da, plus C, D, plus C, D. Dar uite, fii sigură când vorbești, Davide. Da. Da, bă, e egal cu C, D. Adică sunt 4 cm. Aha. Și... Asta înseamnă că au același mijloc? B, C cu A, D? Da. Da. Deci hai să scriem, să zicem demonstrație, da? Demonstrație. Deci fie M, mijlocul e B, C. Așa scrieți, copii. Da? Fie. M. Mijlocul. Mijlocul lui BC. Asta înseamnă echivalent, dacă e vorba de mijloc, înseamnă că BM e congruent sau BM e egal cu MC. Da, sau da, scriem. BM e egal cu MC. Asta înseamnă că e mijloc? Da. Înseamnă că M egal cu M. Dacă adunăm ambii membri, la ambii membri 4 cm, în egalitatea asta, plus 4 cm, rezultă atunci... O să fie... BM plus 4. BM plus 4 BM egal plus 4. Cu MC plus 4. Deci rezultă că BM plus 4 egal cu... MC. MC plus 4. Dar BM... plus 4, BM plus 4 înseamnă AM. AM, da. Deci BM plus 4 egal cu AM. Iar MC plus 4 egal cu MD. MD. Deci BM plus 4. Pot să spun aici, Zalete. Asta este BM plus 4, este AM. Pot să-mi permit aici. Da. AM și aici este egal cu MD, da? MD. În final, în final, ar însemna că AM, deci de aici rezultă, că AM egal cu MD. Da. Deci și AM. Egal. Și nu. Și gata. Păi da. A, da, este gata. Și AM egal cu MD, rezultă da, că... Da, rezultă că AD... AM, segmentul AM, egal cu, egal cu, e congruent. E congruent cu cel, cu segmentul M. Cu segmentul M. Da. Adică, de aici rezultă că M, mijlocul. M, mijlocul lui. Mijlocul lui. Lui AD. AD. Deci ce am făcut? Am plecat mijlocului BC și ne-am trezit în mijlocul da, AD. Și-am...
Și am ajutat mijlocul ăia, dar am adunat în ambii membri același segment și iată cum am ajuns, e vorba de unul și același, nu? Mijloc. Am plecat la un mijloc al segmentului DC, da. Ce? Și ne-am plecat la mijlocul lui. Dar dacă ai înțeles? Da. Da. Să vedem ce am făcut astăzi. Am făcut... Ia treștile rețe. Am făcut... A format geometrii, nu? Da. Semidrepte, opuse. Hai să o luăm așa ușor. Dreaptă, semidreaptă. Da. Semiplan. Dreaptă, semiplan. Că dreapta bate planul două, da? Deci am făcut dreaptă, semidreaptă. Semidreaptă, cum e? Cum poate domnul ăla? Frontieră? Da, frontieră. Atenție, Daria, că dai peste... Nu știam. Deci, dreaptă, semidreaptă. Cine împarte o dreaptă în două semidrepte? Un punct. Un punct. Da. Dreaptă, semidreaptă. Plan. Semiplan. Plan, semiplan. Simetric unui punct față de altul. De altul, da. Simetric unui punct. Unui punct. Față de altul. De altul. De altul. De altul. De simetric unui punct față de alt punct. Mergem în cupa de alt punct. Mijlocul... Așa. Mijlocul unui segment. Semidrepte opuse. Da, da, am văzut și de asta. Semi drepte opuse. Și cam atât. Și a făcut și operație cu mulțimi, că a vorbit acolo reuniune, da? Operație cu mulțimi. Am privit acolo reuniunea, asta intersecția, da? Ca operație cu mulțimi. Operație cu mulțimi. Știi că se înțelege mulțim de puncte. Da. Acestea au fost lucrurile importante pe care le-am atins astăzi. Da. Deci dreaptă, semidreaptă, plan, semiplan, semietric unui punct față de o dreaptă, mijloc unui segment, semidrepte opuse, operații cu mulțimi. Să nu uitați să dați like și share și vă abonați la Profun Online, să intrați și pe lecție. Dar știi care-i mare avantaj dacă se abonează? Da. Care-i mare avantaj? Vom primi ori de câte ori se pune un abonat, o lecție, trebuie să apăsați pe butonul de clopoțel, să vedeți că vor apărea deasupra două linii și vor veni notificările când vor ieși episoadele. Să nu intrați, să intrați și pe episoadele lui Mario și pe episoadele lui Miruna, să dați și acolo like. Deci, ori de câte ori le apare semnalarea abonaților, ei să facă acest lucru, mai mult să facă ce încă un lucru important? Să anunțe și pe alți prieteni, da. Să devină noi abonați, nu? Da. Ca să fie atenționat și de fiecare dată să poată intra, să vadă noutățile. Da. Cei care, mă rog, au alte lecții, pot să duc acolo la Prof Online și să vadă pe clase, că sunt clasele... Știi tu care clase sunt acoperite complet acum cu lecții zi de zi? Da. A cincea. A patra. A întâia. Facem a doua acum. A treia este o parte. A patra e făcută, vă amintiți când erați voi, clasa a patra e făcută complet. A cincea complet. A șasea e făcută rest complet. Acum o facem pentru a doua sau a treia oară mai adăugăm lecții, da, la șasea, da? A șaptea e făcută complet, a opta e făcută complet și a noua acum o facem. Da, a zece este făcută, că am făcut-o cu Andreea. A zece, a 11, și a 12 e făcută o parte
și foarte multe lecții sunt făcute ca și aplicații, ca recapitulare pentru bacalaureat. Așa că prietenii noștri au o mare parte acoperită din matematica făcută în clipa asta, de la clasa 0 până la clasa 12. Deci, dragilor, nu vă puteți acum, să spunem, plânge că nu aveți lecții și că ce faceți voi cu tema. E simplu. Tastați profonă și vă duceți acolo și găsiți lecțiile care, pe care le doriți. La revedere! La revedere.